câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat, aliluia. Câți în Hristos v-ați îmbrăcat, in the name of the Father, Amen. And of the Son, Amen. And of the Holy Spirit, Amen. Prea iubiții mei, astăzi când prăznuim nașterea celui mai mare bărbat născut din femeie, a cinstitului măritului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Domnului Ioan, iată, s-a născut la o nouă viață în Hristos și Ioan s-a numit Gert înainte de taina luminării, este la vârsta de 72 de ani și chiar s-a născut duhovnicește din nou la o nouă viață. S-a îmbrăcat în Hristos și i-am cerut acordul să îi dau un nou nume și a fost foarte bucuros. Și mi-a spus așa, preasfințite Macarie, primesc orice nume îmi veți spune în taina luminării ca să simt cu adevărat că m-am născut din nou. Și ce nume mai frumos astăzi la prăznuirea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul și a aducerii moaștelor Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou la Suceava, decât acest nume binecuvântat de Ioan, atât de popular printre creștinii de pretutindeni. Așadar, cei doi Ioani, Botezătorul Domnului și Marele Mucenic de la Suceava, vor fi și ocrotitorii fratelui nostru Ioan, care, iată, la cei 72 de ani, dă o bună și dreaptă mărturie cu noi aici, la Copenhaga. A venit mai întâi timid la slujbele noastre, însă s-a integrat alături de celălalt frate Ioan, danezul, și de ceilalți danezi care s-au alăturat în comunitatea noastră euharistică, fiind primiți cu toată inima în rândul membrilor familiei de familie a comunității noastre euharistice de aici, de la Copenhaga. Așadar, în taina luminării am așezat pe piept această cruciuliță a nordului, este o cruciuliță de argint, e modelul crucii nordului pe care eu o confer celor pe care îi botez. Pruncilor le așez pe piept o cruciuliță mai mică de argint, personalizată, iar adulților o cruciuliță mai mare, cum este aceasta pe care a primit-o astăzi, pe care i-am pus-o la inimă fratele nostru Ioan. Așadar, pe lângă acest dar în taina luminării, se cuvine, se oferă mai întâi de toate, icoana Sfântului Ioan Botezătorul, pururea mijlocitor înaintea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, înaintea Mielului Dumnezeesc pe care l-a proclamat prin cuvintele, iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii. Și Sfântul Ioan, care a primit prin gura tatălui său dreptul și prorocul Zaharia acest nume, iată, se bucură că acest frate care s-a îmbrăcat în Hristos în taina luminării a primit numele său. Atunci când i-am dat numele Ioan, m-am gândit la dreptul Zaharia, care a fost izbăvit de muțenie când a cerut tăblița și s-a deschis graiul său, fiindcă era mut, cum știm din Dumnezeiasca Evanghelie, după Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, fiindcă s-a îndoit atunci când a primit vestea că va fi izbăvit de nerodire, atât el cât și dreapta sa soție Elisabeta, la dânci bătrâneți, așadar s-a îndoit și atunci a fost mut, limba sa a fost legată și nu a mai putut vorbi, însă momentul în care a dat numele copilului său, spunând Ioan, i s-a dezlegat glasul și a spus, numele lui va fi Ioan, sau Ioan va fi numele lui. Așa am spus și eu, înainte de a-l cufunda în
cristelnița care simbolizează pântecele Maicii Biserici, pe fratele nostru care se numea înainte Gert, pe fratele nostru danez, și i-am spus Ioan va fi numele lui. Și am rostit această formulă pe care am primit-o de la Mântuitorul Iisus Hristos să o rostim în taina luminării: se botează robul lui Dumnezeu Ioan în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Așa a zis Domnul apostolilor și ne spune și nouă urmașilor apostolilor săi: mergând botezați toate neamurile în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Așadar, iată, a fost botezat în numele Preasfintei și de Viață Făcătoarei Treii și fratele nostru, care a primit numele Sfântului Ioan Botezătorul, numele acesta minunat de Ioan. Așadar, în primul rând, icoana Mântuitorului Iisus Hristos, flancat pe de-o parte de Preacurata sa Maică și pe de alta de prietenul său, Ioan Botezătorul, îi ofer fratelui Ioan acum să veniți, Părinte Andrei, să ne ajutați. Așa, așa, mai întâi de toate, să o și sărutăm. And make the Holy Cross. Amin. Și totodată icoana Maicii Domnului Alăptătoare, fiindcă între sfinții mijlocitori care o înconjoară pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu, se află pe de o parte Sfântul Ioan Botezătorul, iar pe de alta Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, care au devenit ocrutitorii fratelui nostru Ioan botezat astăzi la prăznuirea lor. Minunat să țineți și această icoană. Și în ultimul rând o să ofer icoana Maicii Domnului Arătătoare a Căii. Copie după icoana care se păstrează aici, în Sfântul Lăcaș, cu aceasta mai mare, eventual, să-L ajutați, iar cea cu Mântuitorul Iisus Hristos, să o... Nu, dați-mi lumânarea, așa, să o ținem, așa, și să... așa, foarte bine, cea cu Mântuitorul, eventual, să o... Dacă se poate amândouă, sigur, așa, e foarte bine să le țină. Și îl rugăm să ne spună câteva cuvinte. Det var en stor dag for mig at blive døbt på Johannes fødselsdag. Jeg er meget glad. Jeg har ventet. Este o zi foarte mare pentru mine, să fiu botezat de praznicul nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Sunt foarte bucuros. A fost o lungă așteptare, dar totodată mi-a adus mare bucurie. De asemenea, sunt bucuros că se află aici și Părintele Episcop Macarie. Este o zi pe care nu o voi uita niciodată. Iar despre primirea noului nume, sunt foarte bucuros, fiindcă astăzi, la nașterea Sfântului Proroc Ioan, m-am născut din nou prin botez, primind numele Botezătorului Mântuitorului Hristos. Ioanis. Împreună cu noi este și diaconul Filip, suedez convertit la ortodoxie în urmă cu 8 ani, provine dintr-o familie de suedezi de la Malmö. Vă spun un lucru minunat acum. Străbunica sa după mamă a fost româncă, se numea Parascheva, în Moldova. Deci... mama sa are și origini românești, prin străbunica care a trăit cândva la cumpăna secolor 19-20. Este foarte bucuros, mi-a spus acest lucru, am pomenit-o la Dumnezeiasca Liturghie, am proscomidit pentru odihna sufletului ei, însă iată, el s-a convertit și a devenit și diacon în biserica noastră dreptămăritoare. Mă bucur de fiecare dată când am prilejul să slujesc cu Sfinția sa. L-am chemat, fiind în Malmö în aceste zile, l-am chemat să ni se alăture în slujirea euharistică și pentru că este prima oară în slujire în comunitatea noastră românească din Copenhaga, îl rog să ne spună câteva cuvinte.
First of all, Your Grace, thank you for having me today. It's a great honor. And John, in Podanska Day, John, when you were baptized, I was thinking about my own baptism 8 years ago. În primul rând, preasfinția voastră, Părinte Episcop Macarie, vă mulțumesc pentru această oportunitate de a sluji astăzi împreună. Iar referitor la Ioan, în daneză numele său este Ion. Acum când a fost botezat, mi-am amintit de propriul meu botez. În urmă cu 8 ani, când am primit atât de multă bucurie, intrând în comunitatea ortodoxă. În ortodoxie nu există bariere naționale. Toți suntem frați în Hristos, iar fratele Ioan acum este împreună cu noi în această familie a ortodoxiei. There are still so many young people coming with kids and everything, so I'm very very happy and hopeful and thankful to God. Și vă rog acum să țineți asta. Să înainte de a cânta la mulți ani, să oferim acest buchet de crin fratelui nostru Ioan. Sunt cele mai frumoase flori pe care deseori le vedem în icoană și pe brațele Preasfinte Născătoare de Dumnezeu. Avem o icoană în biserica noastră închinată Maicii Domnului, numită Maica Domnului Floarea Cea Neveștejită. Și Maica Domnului poartă în dreptul inimii, pe brațul stâng, pe Mântuitorul Iisus Hristos, iar în dreapta ține o floare de crin. Crinul exprimă puritatea. Și această floare exprimă cel mai bine puritatea, neprihănirea fratelui nostru Ioan, care a fost curățit și luminat în taina botezului, care s-a născut din nou la o viață plină de har în Hristos. Așadar, se cuvine ca aceste flori, care exprimă curăția, neprihănirea și mireasma sfințeniei, să le oferim împreună fratelui nostru Ioan și să-i cântăm într-un glas cu toții la mulți ani, cum spunem noi în deopște, la mult rai, primindu-l cu toată inima în comunitatea noastră euharistică. Așadar, la mult rai dânsului, la mult rai nouă tuturor, la mulți ani plini de Hristos tuturor, întru bucuria mântuirii. Amin. La mulți ani! Cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani fericiți, vă fie viața. Să dăinuiți pentru credință și mântuire la mulți ani să trăiți la mulți ani fericiți la mulți ani plini de Hristos.